cultură generală și jocul se numește Una bună, două false. Adică, o să vă dăm trei rubricuțe cu câte trei întrebări. Una este adevărată, doar una este adevărată, două sunt false. Și voi trebuie să depistați pe cea adevărată. Sunteți gata? Da, sigur că da. Mergem cu prima, cu cele trei rubricuțe. 1. Surprize vechi. 2. Vreau să fiu vedeată. Sau 3. Personalități jucăușe. Care vei? Stai că am, m-am prins în Instagram o rolesi. Am început rolesi, nu știu. Da. Deci, regula jocului este că unul de dintre aceste o să, trei... Nu, alegeți mai întâi rubricuța mai întâi din care vă dă trei întrebări. Rubrica. Da, da, da. Premii deci, n-avem. Da, da. E gratis. Uite, gata, auzi că nu e premii. Ați bucat. Da, 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 e mai bine fără. Păi să rog să mai dai ce așa, deci, 1. Surprize vechi. 2. Vreau să fiu vedeată. 3. Personalități jucăușe. Cu care începem? Da, hai cu prima. Cu prima? Da, de cu prima. Place da? Prima? Surprize vechi, ai zis, da? Da, surprize vechi. Nu prea îmi dau seama ce e, dar hai. Hai, fii atent. O singură, un singur răspuns este adevărat. Două sunt false. A. China a interzis concertele cu pusică Dolls ca să nu crească consumul de pisici. B. Uniunea Sovietică, în ciuda embargoului impus asupra rublei rusești, a ajuns cu trupa ABBA la un acord să-i plătească cu petrol. Sau C. Congo oferă loturi de pământ trupelor care fac piese ce includ numele țării lor. Cred că a treia e mai, mai reală. Da, dar sună bine toate, nu? Da, dar sună bine și cu petrolul. Petrolul și cu, petrolul și cu pisicile, închida. Și cu pisicile, da, exact. Ce hai alegem? 3. 3. 3. 3. Sigur? Votat? Da, hai, 3. Unanim. 3. Ok. Congo oferă loturi de pământ, da? Celor care fac piese cu numele lor. Și acum răspuns corect. Răspuns corect? B. Uniunea Sovietică, în ciuda embargoului, oferă petrol trupei ABBA într-unul din concerte. Dă seama câte, câte benzinări, câte stații PECO au ABBA. ABBA a furat tot, tot petrolul. La petrol. Vin ABBA să cânte și după aia pleacă și cu un avion de petrol acasă. Uite așa se vede, a rămas cu tot petrolul rușilor. Eu cred că e corect. Eu cred că e corect ce a făcut Uniunea Sovietică pentru ABBA. Păi da, măcar lor, dacă nu, nu, nu. Hai să vedem următoarele două rubrici. Vreau să fiu vedeată și personalități jucăușe. Hai, vreau să fiu vedeată. Vreau să fiu vedeată. Sună bine. Așa, acceptă. Fiți atenți că asta chiar sunt una adevărată. A. Fuego s-a bătut cu un domn pe scenă la un concert din Vaslui în 2005 pentru că i-a luat florile. B. Lady Gaga cânta în pizzerii pentru a-și câștiga existența. Sau C. Formația Pink Floyd în 1971 a reușit să omoare cu muzica lor toți peștii dintr-un lac din Londra. Care? Eu deja nu vreau să apelez la logică. Așa. De ce? Experiența trecută. Da. Ai avut și tu întâmplări ca Fuego? Nu, am vedere. Vorbesc despre regula jocului. Da, trebuie să o găsești pe aia adevărată. Da, trebuie să deduci, să scoți pe alea fals. Ai intuiție foarte bună, apropo. Astăzi ea nu lucrează. Astăzi nu lucrează. Nu? Da, cu florile. Ați avut probleme vreodată? Cu florile? Le-a furat cineva vreodată? Da. Da? Am avut. Aia înseamnă că ați avut și fight. Scandal, domnule. Ah, Mortal Kombat. Era vorba de... Iar cred că nu este important, dar nu știu ce povestesc. No, hai zi. Precis, sunt anumite lucruri care nu vrei să le povestești, dar vă povestesc vouă pentru că m-ați provocat. Am avut un concert mare în care și a fost acum mulți ani. Nu că ar fi eu, ci foarte bătrân. La începutul trupei am avut un concert solo mare și concert solo, nu neapărat mare, masul, adică solo. La fine, cu da. Oameni mulți. Cu oameni mulți, da. Și... După concert au dispărut toate florele și am avut foarte multe cadouri. Jucării, parfumerie, tot felul de... Ideea este că eu țin minte pentru că veneau spectatorii și veneau cu pachete, știi? Și... A, Olesia ți-a adus o mașină. Erai tânăr atunci, erai la casă, la Rezina. Așa, și până la urmă ce s-a întâmplat? Ți-a furat tot, da? Totul, deci s-a furat totul din culise și am încercat noi să găsim totuși cine a făcut, dar n-am mai găsit. Nu l-ați găsit. Drept urmare, nu ați avut bătaie. Ca în cazul lui Fuego, să zici. Da, a fost scandal verbal. Așa, bun, înseamnă că cel mai tragic a să rămas fără jucării, că florile n-a, ca florile. Da, 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 care era al doilea? Deci, primul e cu Fuego, al doilea e cu Lady Gaga, cânta în pizzerii pentru a-și câștiga existența. Vezi că e logic. Mie mi se pare că Lady Gaga cu pizzeria. Ar fi cu minte așa să răspundem. Mă, să știți că două sunt inventate de noi. Îmi dau seama. Și doar una e adevărat. Eu cred că Lady Gaga făcea pizza. Așa zici? Nu făceam.
El nu făcea, el cânta pentru pizza. A, cânta pentru pizza. Da. Cânta pentru mâncare. Pentru mâncare, da, că știi pe cineva. Adică ai cântat acolo eu cred că aia cu Pink Floyd. Cu Pink Floyd îți place aia, nu? Da, place. Mie îmi place cu Lady Gaga. Și hai, atunci ai găsit un numitor comun să vedem. Una dintre ele, da, zic alege tu. Vă n-ați Lady Gaga. Voi să vedeți, se vede bine că n-ați avut concerte la Vaslui. Acolo e ceva aparte. Eu nu cred că Pink Floyd au ucis pești din lac. Dar Lady Gaga a cântat pentru pizza. E mai real că ceva gen Discovery acolo a fost un experiment prin muzică cumva. Dar dau seama că ei nu o să promoveze omorul peștilor. Păi, da, bine, hai să zic pizza, că pizza. Ei nu vor să-l supere pe Iega dimineața asta. Da. Muzica, nu din cauza muzicii lui Pink Floyd, ci din cauza volumului ar putea fi. Ar putea fi, logic. Așa, dar, deci? Dar hai să fie Pink Floyd. Pink Floyd. Răspuns primit. Și acum răspuns corect. Varianta C, formația Pink Floyd a reușit să omoare mult. Foarte bine ați dat-o. S-a trezit intuiția. Normal. A rămas Fuego și florile lui. Fuego a rămas cu florile. Și mergem la următoarea rubricuță. Personalități jucăușe. Fiți atenți aici. A. Hitler și Napoleon aveau fiecare numai câte un testicol. B. James Brown a făcut piesa I Feel Good după operația suferită la fese. Sau C. Fidel Castro purta lentă roșie la chiloței pe care nu o scătea niciodată. Hai să vedem. Răspunsurile sunt la zona de la buric în jos. Ca așa. Ca așa e. Prima nu, doi... Doi, ce-i cu ea? Ce nu, prima nu. De ce n-ar fi ce prima? Brown? James Brown a făcut piesa I Feel Good după operația pe care a sperit-o la fese. Nu, nu e adevărat. Nu e adevărat, da? Nu, eu cred că tot e trei. Crezi că Fidel Castro purta lentă roșie la chiloței? Roșie la chiloței. Dar de ce n-ar fi aia? Simbol de naționalism. Cine știe? Dar de ce nu Hitler și Napoleon aveau fiecare câte un testicul? Avea să știi primul răspuns. Uite, primul? Poate a scăpat ceva din istorie. Îmi dau seama că nu dai seama ce înseamnă asta? Eu nu m-am... E un joc. E un joc, dar e vorbim despre adevăr. Dar, una dintre ele adevărat. Spre adevăr vorbim. Așa. Dacă era Hitler... Îmi spune că am auzit undeva de Hitler chestia asta. Ai auzit de el? Da. Precum că era cu unul singur, da? Cu unul singur. Dar și Napoleon, ai zis. Da, Hitler și Napoleon. Gândiți-vă, dacă ei aveau vocile subțiri, atunci se confirmă asta. Dar cine zice că eu aveau vocile? Păi nu știu, zic și eu, poate ți-a auzit vocea lor. Domnule Napoleon. Unde mergem? Îmi arătați vreo cu înregistrarea lui Napoleon? Hai, acum a rămas Eduard, să răspunsul. E ceasul tău de glorie, alege ce vrei. Ce alege? Hai. Doar din considerentul că... Așa. Că primul răspuns nu a fost încă în joc. Ce deducție. Așa? Doar din, deci voi alegeți varianta, da? Da. Doamne, uite ce deducție, că dacă n-a fost primul. Și acum a răspuns corect. Răspuns A. Hitler și Napoleon aveau fiecare câte un testicul. Bravo, bravo. Ce bravo, mă, le dai aplauze la oameni care... Ia zi, cum zi s-a părut? Nu pot să cred. Uite că este adevărat. Igor, nu poți să crezi ce știri citește Eduard Suci. Mă, felicitări, ați dat-o cu două dintre ei. Eu știu că generația asta lor, ei sunt foarte cititori și urmăresc toate. Eu, de exemplu, cumva... Ia uite, mă, s-a trezit bunicul din Igor. Acum generația asta lor, știi, vorbește de parcă... Nu, dar e o altă, crede-mă, asta spun eu deja. E altceva, da, știi. Altă. Am dat răspuns conform, știți cum să fac testele astea IQ? Da, păi dacă nu, tu corect ai dedus, știi că nu a fost răspunsul Dacă vine pătrat, triunghi, după asta merge cerc. Păi da, doar uite, conceptul ăsta, niciodată în ceva, nimeni nu mi-a zis asta, dar uite, în cauza lui o să schimb jocul. E cu multă, ai dreptate, e altceva, e cu multă filozofie de dimineață, știi? E de la... Am și menționat că a auzit undeva totuși că ar fi un adevăr. Nu a fost ceva străin pentru creierul meu. Aha. Și de-aia și s-a rămas amprentă pe creierul tău. Exact cum ți-a rămas gâtul, bravo, de la fete. Bravo, foarte bine v-ați zis. Da, bravo, a dat-o două dintre ei. Și cu ocazia asta vă dăm și o dedicație muzicală. Da.